În piața Sfatului din Brașov, bradul de Crăciun este mereu natural și este tăiat din pădurea din Poiana Brașov. Este ales un copac matur, iar cel de anul acesta are chiar 73 de ani. În primul rând trebuie să ajungi la bradul respectiv. Trebuie să faci un drum, să duci piatra astfel încât macaraua să poată cala corespunzător, șaua care transportă să poată să ajungă acolo. Prima dată, chiar dacă sunt din Brașov, e prima dată când particip la ridicarea lui. Ați văzut bradul când cobora? Da, macaraua cum s-a ridicat și am zis să venim. Mi se pare ceva interesant. Pentru că în alte orașii brazii sunt din plastic. E un lucru pe care nu-l vezi în fiecare zi. Primăria Brașov a anunțat că în acest an va instala și 80 de brazi de Crăciun din instalații LED în oraș, care vor fi aprinși pe 30 noiembrie. La fel se va întâmpla și la București, unde târgul din Piața Constituției își va aștepta vizitatorii începând cu ziua Sfântului Andrei. La Sibiu și Craiova însă târgurile se vor deschide mâine seară. La Sibiu totul e pregătit. Bradul cu sute de globulețe, instalațiile de lumină și cei peste 100 de comercianți care vând bunătăți și suveniruri. Vă așteptăm cu drag la începerea târgului de Crăciun de la Sibiu. Aranjăm mărfurile pe care le-am pregătit cu mult timp în urmă. Turiștii au venit deja în oraș și așteaptă aprinderea iluminatului festiv. Cum vi se pare bradul? Foarte frumos! Nu s-a deschis târgul și deja ați venit să-l vedeți? Da! Sperăm că o să fie ceva frumos. În Sibiu întotdeauna e frumos. Mereu venim aici și suntem uimiți de câți turiști. Probabil că e unul din cele mai frumoase de la noi din țară. Really like Sibiu. This is probably top. We like it a lot. La Craiova, aproape 2 milioane de beculețe vor lumina mai multe zone din oraș, iar tema aleasă pentru târgul din acest an este Regatul Crăiesei Zăpezii.